Curtea Supremă de Justiție din Ungaria a aprobat propunerea premierului Viktor Orban de a organiza un referendum pe tema repartizării refugiaților. Întrebarea la care vor răspunde cetățenii Ungariei este: veți permite Uniunii Europene să aducă cetățeni străini în Ungaria fără aprobarea Parlamentului? La sfârșitul lunii februarie, Viktor Orban a propus organizarea unui referendum privind repartizarea imigranților, după ce în septembrie 2015 România, Cehia, Slovacia și Ungaria au votat împotriva sistemului de relocare a imigranților, conform unor cote obligatorii. Cu toate acestea, schema a fost aprobată. Data la care va avea loc acest referendum urmează să fie stabilită de către Parlamentul Ungariei.